Tata moș și mama dragă, așa le ziceam eu bunicilor mei. Și când mă gândesc la ei, din păcate, nu îmi vin prea multe lucruri în minte. Pentru că au părăsit această lume când eu încă eram un mic copil. Aveam în jur de 6 ani, 5 ani când a murit bunica și în jur de 7 sau 8 ani când a murit bunicul. Nu mai rețin exact datele și cum nu sunt acasă ca să pot verifica certificatele de deces, nu știu exact când s-a întâmplat ca să pun și aici, dar țin minte că ei neapărat vroiau să apuce ziua în care eu voi fi în clasa 1 la școală și să-mi pună în mână stilou. Țin asta minte de la mama, că mi-a spus tot timpul și am reținut asta. Din păcate, după cum am spus la început, bunica nu a mai apucat să mă vadă mergând la școală, iar bunicul cred că a apucat să mă vadă, dar nu sunt sigur. În ceea ce o privește pe bunica, nu mai am absolut nicio amintire cu ea. Din păcate, țin minte din poveștile mamei și din cele de familie că atunci când eram mic, când aveam 2-3 anișori, mergeam împreună cu mama și bunica la băi, pentru că amândouă se tratau și m-au luat cu ele. Dar eu nu am nicio amintire despre acest lucru, evident. Am amintiri doar cu mama, când deja era mare, aveam 8, 9, 10 ani. În schimb, am niște amintiri cu bunicul. Dumnezeu să-l ierte, tata moș a fost o figură. O figură. Și acum țin minte cum stătea pe bancă în fața blocului și cum ne povestea nouă, mie și tuturor copiilor de la bloc, aventurile lui din tinerețe. Țin minte cum fuma cu pipa în gură, avea o pipă de aia specială de lemn, unde își punea țigările, bineînțeles țigări românești, autentice, mărășești, bucegi, carpați, mirosea tot timpul a tutun, avea mâinile galbene de la tutun, nu pot să uit asta, și ne povestea ce a făcut el în tinerețe. Țin minte că bunicul era un mare pescar și când am fost mic, mi-a insuflat și mie această pasiune și am avut și eu un băț de pescuit și mergeam pe râu, prindeam și eu purcoi, clețuși, dar după ce am crescut, mi-a trecut această pasiune, nu mai am acest microb. Chiar dacă știu că aici pe site am un vlog despre pescuit, dacă l-ați văzut, ați observat că nu eu am pescuit în acel vlog, ci prietenul meu, care este un pescar convins, ceea ce eu nu mai sunt în aceste zile. Și pe lângă poveștile despre pescuit, poveștile pescărești, mai țin minte că bunicul ne povestea și despre aventurile lui la femei. Povești care erau pentru 18 plus, dar le spunea nouă la 7 plus sau câți ani aveam atunci. Cred că aveam în jur de 7 ani pentru că încă le mai rețin. Și nu pot să uit o asemenea poveste despre aventurile lui amoroase cu o tipă pe nume Maria, dacă ți-l bine minte, și în ce poziție făcea el amor cu ea, poziția fiind Uber Crutch, și țin minte acest lucru și vine să râd pentru că, ei bine, ce să vezi? Acum, la vârsta maturității, la vârsta la care și eu fac amor, și mie îmi place această poziție, umeri craci. Și știu foarte bine de unde mi se trage, de la tata moș. Pescuitul s-a dus, dar poziția amoroasă a rămas. Pam, pam. Tata moș, figură mare era, figură mare. Mai țin minte că săracul avea o problemă la picior, păi îi lipsea rotula și cred că prins războiul sau nu l-a prins, s-a născut imediat după război, ceva de genul, că a avut ceva povești despre cum au venit comuniștii la noi în țară, dar astea nu mi-au rămas în minte. Atât mi-a rămas în minte cu pescuitul și femeile, cum fuma el, cum ne povestea la bancă și mai țin minte cum a părăsit această lume, țin minte că a avut o moarte cum
Și eu doresc pentru că a murit în somn. Pur și simplu, dimineața l-am găsit fără suflare. Noi la început, țin minte, am crezut că doarme. Și ce poți să-ți dorești mai mult de atât? Să părăsești această lume în somn fără nicio durere. Nu? Da. Dar despre bunica, cum a părăsit această lume, nu mai îmi amintesc exact. Nu mai știu. Cred că a avut o boală. Dar nu mai știu. Despre bunica, cum am spus și în vlogul despre mama, țin minte că era pe jumătate unguroaică, vorbea ungurește foarte bine, avea neamuri în Ungaria, un verișor chiar în Budapesta, pe care mama și fratele ei l-au vizitat când au fost mici, dar eu niciodată. A vrut să mă învețe ungurește, dar eu nu am vrut. Și cam atât despre bunica, doar din poze și poveștile mamei, altceva nimic. Și nici nu știu de ce le spuneam mama dragă și tata moș. Nu știu de ce, dar era ceva deosebit, pentru că nu am mai auzit pe nimeni altcineva să își numească bunicii în acest fel. Toți își numesc bunicii mamaie, tataie, bunu, buna și așa mai departe. Tata moș și mama dragă nu am mai auzit la nimeni și nu știu de ce eu le ziceam așa. Da, aceștia au fost bunicii mei. Din păcate, doar atâtea amintiri am despre ei. Așa că închei acest vlog aici, un sentiment de bucurie, pentru că întotdeauna când mă gândesc la bunicii mei, mai ales la tata moș, o fac cu drag și mi-amintesc cu plăcere de poveștile lui tata moș, iertat. Și mama dragă să se odihnească în pace că buni bunici au fost. Din păcate, nu au fost prea mult în preajma mea, la fel ca și părinții mei, dar asta e. Iar în vlogul următor am să povestesc despre cum am rămas fără părinți, cât timp au fost alături de mine și s-au dus. Dar vorbim despre asta în vlogul următor. Da.